Giurgiu a fost un important punct feroviar pe harta țării și se mândrește cu prima linie de cale ferată construită în țările române. Lucrările terasamentelor au început în 1867, pentru ca un an mai târziu la Giurgiu să fie aduse primele două locomotive destinate remorcării trenurilor de lucru. Primul tren a purtat numele Trenul de Onoare Mihai Bravul, tractat de locomotiva cu același nume. O altă locomotivă care a făcut serviciu pe această linie este celebra locomotivă numărul 8 Călugăreni, care este în stare de funcționare și azi și este expusă la Muzeul Căilor Ferate București. Inaugurarea oficială a avut loc la 31 octombrie 1869. În această zi aniversară am întâlnit giurgiuveni care cunosc bine istoria liniei ferate București-Giurgiu, dar și cetățeni care nu au multe informații despre acest tronson feroviar. E prima cale ferată din regat, care a fost inaugurată atunci la 31 octombrie 1869. Știu că a mai fost și la 125 de ani s-a făcut iar o sărbătoare, adică s-a sărbătorit de fapt și acum se împlinesc. Bine, acum nu mai e sumă rotundă așa de... Știu că se împlinesc azi pe 31 octombrie. A, nu l-am mai țin minte, dar știu că s-a înființat. Cât de importantă era această linie? Era foarte importantă, dacă s-a format asta de la grădiște acum, a rămas vai de capul nostru. Nu știu, Mike. Nu știu, hai că să... Nu mai mi-amintesc de mult, au trecut ani când învățam în clasa 3-a, 4-a despre linia ferată care s-a făcut. Istoria începută în anul 1869 a fost curmată brusc în anul 2005 după prăbușirea podului de la Grădiștea și de atunci calea ferată a devenit o amintire. Speranțele că linia ferată istorică se va redeschide nu i-au părăsit pe giurgiuveni, care încă mai așteaptă ziua în care vor călători cu trenul spre capitală. De redeschis se va redeschide, dar nu știm când. De redeschis probabil se va face. Probabil noul pod, care nu cel care a căzut, celălalt care a fost început. Și da, acum să vedem când. Trebuie să le deschidă, să găsește un cetățean cu inimă bună. În prezent, gara Giurgiu Oraș se află în proces de modernizare care a început în urmă cu câțiva ani. Cât despre redeschiderea circulației feroviare pe traseul Giurgiu-București, nu se știe când se va întâmpla. În prezent este în curs de elaborare un studiu de fezabilitate pentru un proiect privind reutilizarea liniei ferate. Thank you.